Horoscopul zilei de 13 septembrie. Berbec. Dacă veți alege să petreceți timp de calitate cu familia, cu prietenii apropiați sau cu orice alte persoane cu care vă înțelegeți foarte bine, acest lucru va fi numai în beneficiul vostru, mai ales în condițiile în care ziua începe încă de dimineață, într-o notă nostalgică și cu apatie. Prezența în jurul vostru a unor persoane vesele, energice, ar putea fi molipsitoare și v-ar putea împiedica să cadeți în butoiul cu melancolie, ceea ce nu ar fi un lucru foarte bun pentru sănătatea voastră fizică și psihică. Cu cât vă veți mobiliza mai ușor, cu atât veți reuși să îndepliniți mai ușor sarcinile de peste zi. Este important să nu rămâneți cu restanțe, pentru că după acestea vin alte sarcini și nu este bine să vă aglomerați. Taur. Deși vă place să fiți în centrul discuțiilor și sunteți nelipsiți din cercurile sociale, este cazul să vă mai întoarceți atenția înspre partea domestică a vieții voastre, mai ales dacă ați fost solicitați să interveniți și să vă faceți resimțiți prezența. Ați putea fi confruntați pe de altă parte și cu tentația unor scurte deplasări, care v-ar lua însă destul din timpul zilei, astfel încât veți fi puși în situația de a face alegeri și nu dintre cele mai ușoare. Veți fi solicitați mult în plan personal în diverse chestiuni pe care apropiații vi le supun atenției. Chiar dacă unele vi se par plictisitoare, adoptați o atitudine diplomatică care să vă întrețină aparențele măcar. Gemeni. Astăzi este o zi foarte propice pentru a vă arăta calitățile, pentru a vă pune în valoare potențialul și pentru a demonstra celor care vă contestă că puteți face mult mai multe lucruri decât ați lăsat să se vadă. Aveți astfel posibilitatea să vă demonstrați și vouă înșivă că sunteți capabili și în același timp îți pune pe gânduri pe adversarii care poate nu vă percepeau ca pe un pericol la adresa lor. Acesta poate fi și un lucru mai puțin avantajos, însă pentru că nu veți mai putea lua pe nimeni prin surprindere atunci când va fi cazul. În plan sentimental, va fi nevoie să vă implicați mult mai mult dacă doriți ca relația de cuplu să meargă înainte în bune condiții. Rac. Nu subestimați rolul rutinei de zi cu zi în succesul vostru de până acum. Chiar dacă v-ați plictisit să faceți aceleași lucruri mereu, cu siguranță, datorați acestei rutine statutul social în poziția financiară pe care le dețineți. De aceea n-ar trebui să simțiți astfel de aversiune. Dacă însă doriți să schimbați câte ceva, aveți toată libertatea să o faceți, atâta timp cât fiecare dintre aceste schimbări este bine gândită, ea își va arăta foloasele în direcția ascensiunii pe care vă doriți. Culegeți cu atenție, din conversațiile zilei, informațiile care vă interesează. Uneori până și cele mai mici detalii se pot dovedi a fi foarte utile în diverse împrejurări. Leu. Interlocutorii voștri devin foarte importanți pentru voi zilele acestea. Poate fi vorba despre partenerii de viață. Puteți folosi fiecare clipă petrecută împreună pentru a face planuri, pentru a pune țara la cale, pentru a discuta despre multe probleme care vă preocupă. Aveți nevoie de astfel de momente și nu trebuie să ezitați atunci când aveți parte de ele. Arătați-vă mai puțin intransigenți în anumite aspecte ce privesc chestiunile domestice. Nu cereți altora mai mult decât puteți voi face. Relațiile cu prietenii s-ar putea complica în condițiile în care nu veți ajunge la un numitor comun asupra unui subiect de interes. Poate ar fi bine să vă gândiți la un compromis. Fecioară. Anumite situații mai încurcate vă solicită foarte mult atenția și veți simți nevoie să cereți ajutor pentru a le descălci. Căutați însă persoane în care puteți avea încredere. Astrele arată astăzi o dualitate care poate însemna că veți avea de face cu persoane cu un caracter duplicitar, care una să spună și alta să facă. Abordarea tuturor lucrurilor cu calm și răbdare poate fi de mare ajutor și chiar îi poate debusola până la un punct pe interlocutori. Este bine să vă susțineți cu diplomație pozițiile în chestiunile domestice, în care nu ajungeți la acord cu partenerul, chiar dacă sunteți absolut convinși că poziția voastră este cea corectă. Balanță. Încă de la primele ore ale dimineții veți fi confruntați cu probleme destul de spinoase, în care va trebui să vă manevrați cu foarte mare grijă lucrurile pentru a nu supăra pe cineva.
veți fi nevoiți să pășiți pe nisipuri mișcătoare, iar acest lucru vă va epuiza destul de mult. Vă veți confrunta cu o situație incomodă dacă nu veți reuși să găsiți liniște în sânul familiei. Este foarte posibil ca și aici să trebuiască să o faceți pe arbitrul, nereușind să aflați liniștea de care aveți atâta nevoie. Tentația de a cheltui va fi foarte puternică astăzi, la fel și riscul de a vă depăși veniturile este crescut. Nu vă avântați în investiții financiare pe care nu le înțelegeți suficient. Mândria vă poate aduce pierdere. Scorpion. Calitățile de lider vă fac să acționați într-o anume manieră, chiar dacă nu prea sunteți îndreptățiți să faceți acest lucru. Intoleranța și intransigența ar putea fi exacerbate astăzi. Atenție mare că s-ar putea să-i supărați tocmai pe cei îndreptățiți, dar și să stârniți resentimente între cei aflați pe același nivel cu voi. Este bine să vă câștigați drepturile, nu să încercați să vi le impuneți forțat celorlalți, pentru că în acest ultim caz nu veți reuși decât să vă faceți dușmani. O persoană mai în vârstă din familie ar putea avea nevoie de sprijinul vostru într-o problemă medicală. Ar putea fi un moment în care să vă reevaluați și voi unele obiceiuri de viață nesănătoase. Săgetător. Nu vor apărea evenimente ieșite din comun în viața voastră pe perioada acestei zile. Ba chiar veți fi plictisiți de rutină și monotonia în care sunteți nevoiți să vă desfășurați activitatea. V-ați dori să faceți ceva ca să spargeți cercul vicios al obișnuinței, însă nu prea aveți curaj să faceți acest lucru. Lipsa de curaj este însă un impediment important în calea avansului și dacă vă veți cantona în frică, veți bate pasul pe loc și nu veți reuși să scoateți nimic bun din ceea ce se întâmplă. Este foarte posibil să aveți unele relații și în relația cu partenerul de cuplu. Nu trebuie să vă lăsați influențați de nimeni, ci doar să fiți sinceri cu cel alături de care încercați să vă clădiți un viitor. Capricorn. Dacă anumite chestiuni vă bântuie mereu gândurile și nu reușiți să le găsiți rezolvare în valtoarea evenimentelor de zi cu zi, poate ar fi bine să vă retrageți undeva și să meditați asupra lor, astfel încât să reușiți să găsiți soluții viabile. Mai ales dacă este vorba de probleme importante pentru care găsirea soluțiilor nu mai poate fi amânată. În familie s-ar putea să fiți solicitați ca moderatori în anumite dispute, care par să se iște din senin. Trebuie să adoptați o atitudine nepărtinitoare, obiectivă, să explicați deciziile pe care le luați, astfel încât să nu apară resentimente. Va fi o provocare pentru că vor fi situații care vă vor lua complet prin surprindere. Vărsător. Ziua va începe cu numeroase solicitări care mai de care, mai ciudate, iar acest lucru va reuși să vă pună în dificultate, deși de regulă, acceptați provocările cu mintea deschisă. În unele momente însă este foarte posibil să nu fiți pregătiți nici fizic, nici psihic pentru a face față. Aveți grijă și plecați urechea și la necesitățile proprii. Chiar dacă familia este pe primul loc, chiar dacă sunteți dispuși să dați totul pentru bunăstarea celor dragi, este nevoie să aveți grijă și de propria persoană, pentru că epuizarea vă va face la un moment dat să clacați. Ascultați de sfaturile apropiaților când aceștia vă îndeamnă să vă odihniți și să vă alimentați corespunzător. Pești. Puneți mai mult preț ca de obicei pe aspectele materiale ale vieții voastre, însă mai există și alte chestii care trebuie luate în considerare. Dacă vă veți stresa prea mult pentru problemele de natură pecuniară, dacă veți considera că acestea fac aproape totul în viața voastră, ați putea ajunge în situația de a pierde momente importante pe care nu le veți mai putea recupera. S-ar putea să vă retrageți mai târziu, dacă nu vă temperați o astfel de gândire. Discuțiile cu partenerul pot fi destul de tulburi, mai ales dacă sunt aduse în discuție subiecte sensibile pentru voi doi, încercați să abordați totul cu cât mai mult calm. Horoscopul zilei de azi.